Am zărit lumina pe pământ și m-am născut și eu să văd ce mai faceți. Sănătoși? Voi nici? Cum mai duceți cu fericirea? Nu mulțumesc, nu mulțumesc. N-am timp de răspunsuri. Abia dacă am timp să pun întrebări. Dar îmi place aici. E cald, e bine. Și atâta lumină cât crește iarba. Și fata aceea se gândește la mine cu sufletul. Nu, dragă, nu te deranja să mă iubești. O cafea neagră voi servi totuși din mâna ta. Îmi place că tu știi să o faci amar. Suntem doi gemeni pescăruși albaștri, legați de un fir de nimeni a văzut. Ce-am coborât odată dintre pași, care ne-au zămislit și ne-au născut. Iubirea ta înmugurește-n mine, iubirea mea începe cu a ta. Și-n ochii tăi o prins cu ape mine, ard ochii mei o prins de pe toate legile simetriei. Am stat, m-am uitat, am tușit, m-am scărpinat în barbă și am luat-o pe cel din stânga, exact cel care nu trebuia. Am mers pe el cât am mers, până când, dintr-o dată, s-au desfăcut în fața mea două prăpăstii. Una la stânga, alta la dreapta. Am luat-o pe cea din dreapta. Fără măcar să mă gândesc, fără să-mi iau avânt, grămadă cu mine în cea din dreapta, care, vai, nu era cea care trebuia. Cerești, m-am urmit mai departe, de prisos să mai dau amănunte, până când în fața mea s-au deschis iar două drumuri. Vă arăt eu o povă. Mi-am zis. Și-am luat-o tot pe cel din dreapta. A greșit. Foarte greșit. Celălalt era adevăratul. Marele drum. Așa că la prima răspântie m-am dăruit cu toată ființa celui din stânga. Celălalt era cel care trebuie. Celălalt, celălalt, celălalt. Acum toiagul din mână m-a îmbătrânit.
nu mai dau din el mucuri să mă așez la umbra lor când mă apucă disperarea. Oasele mărâie și scârție împotrivă că am ținut-o tot într-o greșeală. Când iată, în fața mea se deschid, după toate legile simetriei, unul la stânga, altul la dreapta, două ceruri. E minunat că suntem, parcă ne-am adunat să fim aici împreună. Noi e senzația de spectacol cu publicul foarte departe. Împreună cu Vlad Gălățeanu, colegul meu care este actor de profesie și muzician devenit ceva mai târziu, cu care avem deja ca în poezia lui Marin Sorescu, Simetrie, de mai înainte, avem ceva, câteva, ceva drumuri. Ceva care, drumuri. Da, ceva drumuri la care răspund. De vremea ce am ajuns în seara asta aici, probabil pe cele bune. Un spectacol din care sunt și aici fragmente, unele de acolo, altele special pentru seara asta. Un spectacol care se numește Declarație de Drag. Nu doar de drag și de cu trei puncte după aceea. În seara aceasta nu ne-am mai văzut de mult un coleg la care țin și voi, care l-a admir, Flavie Creșan. Să mâine... Am zis că nu l-am fost în microfon, dar... Flavie... În 1985 era adolescent. Anul în care majoritatea dintre dumneavoastră ați cunoscut iubirea. Anul care probabil că a contribuit încă o dată la creșterea natalității în România, eu, adolescentul Flavie Creșan, am cunoscut invidia, unul dintre sentimentele care te pot nărui sau care te pot împinge înainte. Era o după-amiază în care am chiulit, se făceau cursuri și de dimineață și de după-amiază, o după-amiază în care am chiulit și pentru că ploua și pe cetatea Devei sunt din Deva, sunteți bineveniți în orașul meu depopulat. Și pentru că pe cetatea Devei îți rupeai picioarele pe ploaia aia, am zis să intrăm la cinematograf. Era declarație de dragoste. N-aveam cum să nu cunosc invidia văzându-l pe Adrian. Adrian. N-am știut ce spune, că nu lăsam. Adrian. Și vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Asta înseamnă un interviu bun. Vă rog. Îmi pare rău că n-am microfon. Domnul Gălățeanu, coleg al nostru, actor, chitarist, îți mulțumim din suflet că ești în seara asta și cred că dumneavoastră... Mă bucur foarte mult. Da, și atunci când dumneavoastră cunoșteați invidia, eu cunoșteam lumea, că atunci m-am născut. Dacă nu-i stârpești de mici, uite cum ajung. Așadar, deci, pentru cei mai puțin protocolari, plin de invidie, privindu-i pe colegii mei, nici nu știu cum să zic, care deja apăreau la muncă, pe el și pe profesorul peste câțiva ani pe care l-am avut pe Vlad Rădescu și pe Puiu Codrescu și pe mulți alții, n-am avut timp să învăț mare lucru. Am fost un student bun, am intrat primul în Academia de Teatru și Film, dar n-am avut timp să învăț. De ce? Pentru că am crezut că am ceva de învățat de la oamenii pe care îi văd. Întotdeauna am spus că cea mai bună investiție pe care o fac în mine e biletul și locul în sala de teatru. Motiv pentru care m-am dus la Academia de Teatru, am picat în 87, am mers în armată, am făcut 16 luni de armată, am picat în 89, am mai picat odată în 90 și, în disperare de cauză, rectorul facultății de la Târgu Mureș, dar și cea de la București, mi-au spus așa, poate de data asta ne și spui ceva, nu e suficient să te arăți.
mi-am mușcat limba și am zis, n-am zis și de data asta, hai pe cât că e suficient să mă... Și am învățat. Cam atât am putut eu. Watch this combination, cum a zice un prieten. O poezie de Heinrich Heine. Băiatul iubește o fată. Ea, pe altul alege din toți. Acesta iubește o alta. Și iată-i soție și soț. De multă mâhnire, fata cu-ntâiul ce soarta în cale i-a scos. Se mărită și gata. Băiatul de jale e ros. Ce veche e această poveste, dar nouă rămâne oricând. Iar cel ce trăiește povestea rămâne cu sufletul Vă dați seama care a fost sentimentul ălora care erau în comisie în anul respectiv, că au trebuit să-l ia pe unul și să se gândească că vor trebui să-l și angajeze, să-l pună pe scenă, să-i dea regizor pe mână. Când, de fapt, eu am recitat așa. Băiatul iubește o fată, ia altul alege din toți. Acesta iubește o alta și iată-i soție și sunt de multe mânire. Fata, cu întâiuțe pe care, cu care soarta în care i-a scos, se mărită și gata, băiatul deja răie rost. Ce veche e această poveste, dar nu o rămâne oricând. Iar cel ce trăiește povestea, rămâne cu sufletul plâng. Pac! Cât de simplu și cu câtă impostură se intră în școala asta. Aplauze pentru asta. Le doresc tuturor regizorilor români ca toată lumea din viața lor să le vorbească cum vorbesc actorii din filmul românesc și să nu priceapă nimic. Motiv pentru care am mai venit o dată pe scenă și am zis așa, nu ești un oameni, de tot, ce este oameni, da, de soție și soț, de multă mânia e fata, acum s-a se mărite și gata, mă arătă deja rost, rost. Ce veche e această poveste, dar nouă rămâne oricând, iar cel ce trăiește povestea rămâne cu sufletul. Și ce să vezi, rectorul care era în comisie a zis, frâng, am intrat. Cred că e cazul să faceți ceva da, ca să ne mai sprijine, ca să nu mai sprijin de microfon. Da. Da. Adrian. Vă rog. Azi am plutit iubito pe apă mare albastră. Cămașa de pe mine, iubito, posostor. Și m-am gândit pe apă la inimile noastre. Te-am mai strigat. Tu poți oricând să mă întorc. Și am revenit din apele albastre și ca dovadă iată bun descurci. Azi m-am plimbat iubito prin mari și adânci păduri. Îmi sfâșii iară haina potecile ascunse și m-am gândit prin codrii la ochii noștri puri. Dar mai striga și-n mine chemarea ta pătrunse și m-am întors din marile păduri și ca dovadă iată apropierea ochi în ochi cum stăm și totuși tu șoptești. E așa de dor de tine. Așa de tainic, vă spun, și dornic. Parcă aș fi pribeag pe un alt pământ. Femeie, ce mare porți în suflet.
Mai cântă-mi încă o dată, dorul tău, să te ascult. Și clipele să-mi pară mucuri prin în care ești fără aia. Veșnicii, azi m-am pierdut iubitul prin straturi mari de timp. De pe obraz tu ștergi iubitul. Se părea milenii cu tine că mă prind. Dar m-ai stricat și glasul ți-a ajunse greu la mine și-am prins să împing mormanele de timp spre viitor. Și iată-mă la tine. Te iubesc. Te iubesc cu toată viața. Te iubesc cu toată moartea. Te iubesc cu tot ce ești. Te iubesc din depărtare, te iubesc din trupul tău, te iubesc din tine însăți, te iubesc din mine însumi. Râsul tău, ce bine așa de blând, proteguit de plânsul. Te iubesc. Azi m-am pierdut iubitul prin straturi mari de tine. De pe obraz tu ștergi-mi iubitul o anii bine. Mi se părea milenii cu tine că mă plimb. Dar m-ai strigat și iată-mă la tine. Iubita mea, ți-am cumpărat pături și râuri și o punte vârstă de 1.000.000 de ani. Și munte colosal, un munte straniu cu porci mistreți ce cântă în corul jir, iar în adânc sunt straturi de uraniu. Și-am dat puțin pe el. Un chilipi. Iubita mea, ți-am cumpărat munte, am fost în târg, dar nu l-am luat pe bani. Are păduri și râuri și o munte în vârstă de 1.000.000 de ani. Ce munte colosal, un munte straniu cu porci mistreți ce cântă în corul șir, iar în adânc sunt straturi de uraniu și-am dat puțin pe el. Ți l-am adus în brațe până la poartă, e minunat, dar piatra lui era. Comerțul ambulant cu munți se poartă, dar unde să pui? Iubita mea, a cunoaște, a iubi, încă o dată iar și iară. A cunoaște înseamnă iarnă, a iubi, e primăvară. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine. A iubi, aceasta vine tare de departe în tine. A cunoaște, a iubi, care e drumul, ce te îndeamnă, a cunoaște, ce înseamnă, a iubi, de ce ți-e teamă, printre flori și mare iarbă, patmă fără păcate, unde răstoarnă în infinit, brumoare și ardoare, dar bine reîncarnate, încă o dată iar și iar, a iubi. Da, m-am certat cu fel de fel de lume, că toți voiau să-l iasă de la munți. I-am mâncat de fapt și de lume, nu știu de ce toți oamenii vor munți. Iubita mea, ți-a lucrat în munte, să faci cu el ce știi și ce vei vrea. Eu mă retrag în peșteri moribunde, căci am uitat să-ți mai șoptesc ceva. Am dat pe acest munte viața mea. Iubita mea, ți-am cumpărat în munte, am fost în râng, dar nu l-am luat bani. Are păduri și râuri și o bun.
de ani. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, am fost în târg, dar nu l-am luat pe bani. Are pături și râuri și o punte, în vârstă de milioane de ani. Nu mai contează. Dacă aș vorbi așa, n-ați auzit nimic. Asta se numește șoaptă. Nu e pentru actori. Șoapta timbrată trebuie să fie cam așa. Îi spuneau domnul Juan câteva. Ei, așa ar trebui să se audă. Și cu gândul la el și la întâmplările trăite de bietul domnul Juan, m-am gândit să iau foarte pe repede înainte un text de-a Măriei sale, Marin Socrestu, cum îi spunea Puiu Codrescu, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Puiu Codrescu, spunea Puiu, care se numește Don Juan și care zice așa: după ce le-am mâncat tone de ruj, femeile înșelate în așteptările lor cele mai sfinte au găsit mijlocul să se răzbune pe cine? Pe Don Juan. În fiecare dimineață, în fața oglinzii, după ce își creionează sprâncenele, își fac buzele cu asta, cu șoricioaică. Își fac buzele cu șoricioaică, pun șoricioaică în păr, pe umerial, pe ochi, pe sprâncene, pe gânduri, pe sâni și așteaptă. Ies albe în balcoane, îl caută prin parcuri, dar dă Don Juan, cuprins parcă de o presimțire, s-a făcut șorece de bibliotecă. Nu mai mânghie decât ediții rare, cel mult broșate, nici una legată în piele. Decât parfumul budoarelor, parfumul de pe antici, îi se pare mult mai fin, mai elegant. Iar el îl așteaptă, otrăvite în cele 5, 6, 7, Dumnezeu mai știe câte simțuri, el îl așteaptă și dacă Don Juan și-ar ridica o clipă ochii de pe noua lui pasiune, ar vedea sus, pe acolo, prin fereastra bibliotecii, cum zilnic este înmormântat câte un soț iubitor, mort la datorie, în timp ce se ruta nevasta, din greșeală. Atât. Mort la datorie în timp ce se ruta nevasta din greșeală. Viața noastră ne e plină de greșeli și bunul Dumnezeu ne iartă. Cele mai frumoase greșeli, cele care rămân, pentru care bunul Dumnezeu ne iartă că nu ne taie 10% din salariu în fiecare lună, sunt cele pe care le facem în meseria noastră. Dintre greșelile mari pe care le-am făcut în meseria mea și pentru care nu am fost iertat, nu de către Dumnezeu, ci de către public, a fost cam așa. Undeva la sfârșitul anilor de facultate, pentru că în teatre mare lucru nu se mai petrecea, nu în majoritatea teatrelor din țară, pentru că undeva în anii 90 atelierele de scenografie începuseră să facă cruci și sicrie, pentru că atât de prost era finanțată cultura în România, n-am avut ce să fac și m-am angajat în televiziune. Unde te puteai angaja în televiziune în mijlocul anilor 90, ci acolo unde părea să fie apărut noua religie din România, în ProTV. Au fost niște ani foarte, foarte frumoși, s-a trăit bine, ne-am mâncat viața și am învățat pe nervii și banii domnului Adrian Sârbu, mâncându-ne și nouă viața și îmbătrânind, dar am avut parte de niște povești bune de spus în fiecare seară de Crăciun. Par exemplu,
În 1999 m-am transferat de la televiziunea la care lucram la Vădă de București, m-am transferat la București. Și lucram într-o emisiune cu niște colegi pe care, în mod sigur, nu i-ați mai văzut o lungă perioadă de timp, pentru că nu mai există public căruia generația noastră de prezentatori să se adreseze. Cu Cristian Tabără, cu Marius Zintilă și cu Elena Lasconi, care s-a făcut primăriță. Bun, ne bucurăm pentru Elena, e o femeie foarte harică. Și într-o dimineață prezentam vremea din elicopter, de pe clădiri, de pe tot felul de întâmplări. Într-o dimineață a fost cam așa. Știam că nu trebuie să spun. Știam că la momentul respectiv se uită 800 până la 1 milion. Erau puține televiziuni, emisiunea avea expunere foarte mare și ca atare aveam public foarte mare. Aveam în emisiunea matinală de atunci atât public pe cât are o emisiune de divertisment uriaș în ziua de astăzi. Așa erau lucrurile atunci. Ploua. Ploua îngrozitor. Toată lumea aștepta ca vremea să fie frumoasă. Undeva într-un cărucior o doamnă îl hățâna pe busul pe care îl pregăteam să vină după noi. Deși mai bătrân, dar nu știu de ce îl hățânau. Și am zis așa. Și știam că nu trebuie să spun. Flaviu, nu o spune. Și am zis așa. Doamnelor și domnilor, trebuie să recunosc că astăzi, mâine, probabil până la sfârșitul săptămânii astea, eu mă uit la becul roșu, pentru că prezentatorii vorbesc la becul roșu întotdeauna. Da? Doamna vremea se va umezi de una singură. Și am făcut așa, și am rămas așa. 10% timp de 3 luni, cam așa s-au petrecut. Toată povestea asta a început într-o seară, undeva în 1995. Toată povestea asta cu televiziunea în forma pe care ați înghițit-o dumneavoastră și în forma pe care am servit-o, dar înainte de a vă servi, am înghițit-o și noi. A început cam așa. Bună seara, sunt Andrei Esca și vă prezint știrile pe TV, știrile care prezintă lumea, fără să o judece. Mai țineți minte povestea asta? Finalul care vă prezintă lumea, fără să o judece. Ce a mai rămas din lumea asta? Mă gândesc așa, pe fondul situației de la Auchan, unde fiecare dintre noi trebuie să scoată ochelarii și la fel ca artistul interpret să se uite în telefon, că n-a învățat textul și trebuie să ne uităm în aparatele alea. Președintele Iohannis astăzi, urcând în avion, s-a dus la taxatoare sau a plătit biletul pe autotaxare? Motiv pentru care m-am mai gândit la un material care zice cam așa, ea, Grigore Alexandrescu. Catârâul cu clopoței. E o fabulă. Mișto. De ună zi, un văcar de sat catârâului i-a târnat salbă de clopoței, numindu-l el îngrijitor și, înainte mergător, ciretei de viței. Însă, curând s-a încredințat că și-a făcut mare păcat cu bietul dobitoc, care cât se simți astfel împodobit, strigă, ce noroc, meritul meu, recunoscut de acum de toată lumea, e văzut pe mine, nu mai salutez din soiul dobitocesc. De acum pe toți am să-i privesc de sus. Altfel, eu prea mă umilesc. Așa zicând, așa făcut. Și plin de îngânfare, el clopoței început să-i sune foarte tare. Și așa de tare îi sună, cât mintea îi se răsturnă și el, care june fiind, trecea drept bou tăcut smintit, acum mai mult îmbătrânind, de tot a nebunit. Cum s-o cudiți și dumneavoastră, dar eu gândesc că în țara noastră se află așa dregător, numit chiar excelență, ce cu catârul sunător poate da concurență, care să crede om de stat, va și politic însemnat, și care netăgăduit de clopoței este nismintit. Până acolo sunt la taxatoare. Sunteți foarte drăguți. Doamne, asta înseamnă să ai audiență. Doamne, am roșit. Diminuat 7-9 și vă rog să demolați vieși. Nu pot toate dintr-o dată. Nu mai merge așa, Vlad, să facem un contract. Facem un contract, că nu se mai poate.
Crișan, nu se mai poate. Contract. Să cânte. Șatena mi-era de plac, avea un păr parfum de liliac, dar m-a lăsat și fărul vion. A trecut la rândul cumător, o povata am, credeam că o să mor. De acum nu-mi pe discuție, va trebui să-mi iau măsuri de precauție, așa că te invit la. Chiar inima din piept și să ne consultăm cu un specialist în drept când ne vom dezacorda litigii, disonanțe, să le soluționăm în primele instanțe. Ar mai vorbi doar Alexandru Andrieș despre distanțe. Facem, îl semnăm, ori! Compoziția lui Vlad și, și muzica și text. Prea ușor cred vremea și prea greu strâng bani. Ca să știu ce înseamnă prețul unor ani. Dar cu toate acestea le ofer mereu altor ani de-a valma loc în trupul meu. Numai să nu ceară de grăbit ce sunt vreo scadență în schimbul nimbului de sfânt, că nu am nici vârsta să mă pot schimba, nici să-i spun iubirii dintr-o dată. Ba, prea lumesc de tânăr și prea-n toi petrec să-mi îmbrască viața anii care trec. Pentru că este 8 martie, un cadou într-o formă abstractă, am să vă rog să ridicați mâna stângă. Stânga. Pentru doamne, cealaltă stânga. Mulțumesc frumos. Acum trecem din exercițiu fizic în exercițiu teatral. Vă rog frumos să ridicați mâna stângă să culegeți un măr. Ce culoare are? Roșu. În sfârșit, două răspunsuri de verde, altfel toată lumea spune roșu, pentru că e primul gând care ne vine în minte. Acum să vă rog să culegeți un măr, dar mărul dumneavoastră unic poate fi de orice formă, de orice culoare, de oriunde, cu orice gust. Un măr care e doar la... Nu să-l scoate, dar nu să-l culege. E un exercițiu abstract. Dar aveți acolo, nu? Am intuit că atunci dați-l ca să scăpați de el. Ce bine un minor așa ca să își culeagă fiecare măr unic, ușor, așa. Culegeți măr unic. Culegeți. Ridicați mâna stângă și culegeți măr unic. E cu tot o altă energie. Când gândim în general, lucrurile nu există. Când ne ducem către unicitate, atunci are farme viața. Și acum, am să vă rog să culegeți fericire.
luați. Da, doar că m-a cu două pui. E bine. În general, când e public foarte tânăr, mai se codesc, mai nu vreau, mai nu vor. Dar așa după ce oarecare experiență de viață, dai seama. Luați fericire și deveniți personajul cel mai fericit om din lume. Luați și deveniți personajul cel mai fericit om din lume. Și eu, dacă am să fiu atât de amabil, am să vă las să plecați cu personajul. Putem să punem pe... Am zis că e mai simplu să vedem textul ca să nu fim obligați să-l învățăm din afară, adică dumneavoastră. O să vă fac o prezentare a lui Clever Marketing și o să vă oblige să cumpărați ceva. Știu. De formație de televiziune. Da, e un refren pe care o să-l facem cu toții. A apărut. Până se face, dar deocamdată să vedem melodia. Penelopa, vieții mele, Julieta, Beatrice, chipul tău îmi dă speranță, gâmănață, feliz. Și greșia e brutală când începe un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Și aici, Doamnele, Odiseul vieții mele, de aici până la Paris, toată lumea. Chipul tău îmi dă speranță când mă înalță către vis. Gingășia e brutală când începe un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Am căutat iubirea prin junglă și prin stepe, am înfruntat sălbateci, am antropofagi, briganți, și am sfidat religii, filozofii, proverbe, maiași în Guatemala, condori în munții anzi. Refrenul încep, domnii. Penelopa, vieții mele, domnii, Julie, Beatrice, chipul tău îmi dă speranță când mă înalță către vis. Doamnele, cu reproși, ea e brutală când începe cu un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Cu un surâs gingaș și gingaș, fă băiat de dor să uit, căci brutalul numai gingaș e năsteță un băuit la tablață, mă aduc aminte de surâs și gingaș, fă băiat de dor să uit, că brutalul numai gingaș e năsteță un sărâs. Doamne, ușor, Odiseul vieții mele, de aici până la Paris, așa cingaș, chipul tău, cu lumină, de speranță, când mă înalță către vis. Cingășia e brutală când începe cu un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Să-mi ascuns într-o clipă, doar o clipă ascund un sărut. Un sărut, un destin poate ascunde, și acum iată-ne iar la început. Un sărut e un punct de plecare, la sosire primești un sărut. Un sărut e un blestem, e urare, ce-ți dorești, tot ce-ai vrea și ce-ai vrut. Penelopa, vieții mele, Julieta, Beatrice, cum
pasul din mântăuni, de speranță, când mă nață către vis. Toată lumea! Cintră și ea e brutală, pasule, când începe cu un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Încă o dată, Doamnele! Odiseul vieții mele, de aici, de aici, când țineți ochii, când speranță. Să nu merge deschideți ochii! Gingășia e brutală când începe cu un sărut, dar cum este fericirea când iubirea s-a născut. Să știi că după asta facem, eu cu Vlad facem finalul, așa că te rog frumos, ca să știi. Bridge! Da, da. Maestre ciupită, fină, sentimentul. Ciupită. Bun. Foarte bun. Acum intru eu. Am să vă spun o poveste. Și o să vedeți că mă ajută harul. E o nebunie cu multe picături care au umplut cuiva paharul. Ia. Cu zâmbetul la cucerit, iar ochii lui îi spun prăzâmbitoarei ceva nedeslușit. Deasupra de stă o umbrelă. Pe masa dintre ei stă un pahar, nici urmă de altă de veselă. Și dintr-o dată începe o furtună. Dar ei nu văd că picăturile trec tot mai des pe acolo prin umbrelă și tot mai des paharul îi țintesc și nu-i apără. Mizerul ciom mai vine acum de jumătate, dar ei nu văd și se ating cu șunte. De le-ar fi sete să bea ce s-a adunat, dar cum să-ți fie sete când bună îți dai la sărutat? Paharul s-a umplut, pe rochia fetei s-a vărsat, zâmbetul ei dispare și în ochii lui arde amarul. De ce n-a observat când s-a umplut paharul? Și până la urmă, care din ei l-a dărâmat? Moral, mai stați un pic, mai încercați. Nu pierdeți totul pe care de atâta vreme îl așteptați. Că o să o faceți de oaie. Uitați un lucru. În pahar era apă de ploaie. Asta este despre dragostea dumneavoastră, doamnelor, a dumneavoastră, domnule, domnule, domnilor, de viață. În raport cu viața, mai stați un pic, mai așteptați. Nu pierdeți totul pe care de atâta vreme l-așteptați. Că într-o clipă o să o faceți de oaie. De multe ori în paharul ăla e apă de ploaie. Îți mulțumesc, mă super! Cu mare drag! Sunteți minunați! Mă bucur din suflet că am putut să fiu alături de dumneavoastră. Nu e bucurie mai mare decât să vă văd și nu e bucurie mai mare decât să fiu alături de Adi, de cel pe care l-am invidiat atâta timp. Băi, frate, bine că ți-a trecut! Să facem ceva ce încă nu există, decât într-un gând al nostru, să facem pe bluz o rație de nuntă recompunând. Încercăm să recompunem o poezie, o capodoperă. O să vedeți despre ce e vorba. Eu?
Cum sunt eu? Nu. Cum sunt eu? Sunt eu. Ci cum ești tu? Sunt eu. Nu verde, nu galben, nu roșu, ci foarte verde, foarte galben, foarte roșu. Nu cum sunt eu, ci cum ești tu, sunt eu. Nu mov, ci... Nu foarte mov, ci foarte, 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 foarte mov. Nu cum sunt eu, sunt eu. De tu sunt eu, pe care nu l-ai mai lăsat să fie eu. Nu cum sunt eu, sunt eu, cum sunt eu. Eu sunt, eu... Mă rog frumos, ați uitat personajele, ridicați mâna aceea stângă, mai culegeți puțină fericire, vă rog, mai culegeți să vă reamintiți, sunteți personajul cel mai fericit, împărțiți fericirea, dați fericire în stânga, în dreapta, dați-le celorlalți, dați-le real, nu așa, dați-le fericire, dați-le celorlalți, nu e utopie, asta e minunea vieții. Să nu doar să ai în tine, să ai cu cine să împarți. Important e să fie cineva cu care, de fapt, nu împarți, înmulțești ceea ce reușești să culegi sau ceea ce reușești să nu strici din ce ți s-a dat. Să ai pe cineva care să-i spui, nu neapărat te ador, te iubește, mi-ești dragă, mi-ești drag. Cuiva care să-i spui asta, așa cum e el, așa cum e, așa cum ești tu, cum ești dragă. Eu am, îi spun cuiva, așa cum ești tu, cum ești dragă, așa cum ești tu, care nu știi unde ai pus telefonul, cheile de la casă, cheile de la mașină, mașina. Așa cum ești tu, cum ești dragă. Cum ești tu, îmi ești dragă, cum ești tu, te iubesc, ochii tăi, lumea-ntreagă, lumea-ntreagă. Înainte de a exista, care va exista după ce nu mai există. Pentru mine, lumea întreagă, și când spun lumea întreagă, spun universul, planeta, spun încăperea asta, care e lumea întreagă pentru noi, pe asta. Lumea întreagă, ești tu. Cum ești tu, îmi ești drag, cum ești tu, te iubesc. Ochii tăi, lumea-ntreagă, lumea-ntreagă, ochii tăi mari, ochii tăi, pentru mine, pentru mine, lumea-ntreagă. Dragă, cum ești tu, te iubesc, ochii tăi, lumea-ntreagă, lumea-ntreagă, ochii tăi, ochii tăi, pentru mine, pentru mine, lumea-ntreagă, ești tu. Vă mulțumim frumos!
ansamblul cel mai fericit om din lume, să fiți într-adevăr cel mai fericit om din lume. Vă mulțumim frumos! Dragilor,